S-a semnat contractul de extindere a sistemului de apă și canalizare din județul Iași în localitățile Târgu Frumos și Podul Iloaiei. Antreprenorul care va executa lucrările este din Iași. Prin acest contract de lucrări, locuitorii din Târgu Frumos, Podul Iloaiei și din comuna Ione Culce vor beneficia de infrastructură nouă și modernizată de apă potabilă și menajeră. În localitatea Târgu Frumos se va reabilita rețeaua de alimentare cu apă pe o lungime de peste 2 km și se va extinde cu mai mult de 2,6 km. Sistemul de canalizare se va extinde cu peste 5,6 km și va include 9 stații de pompare a apă uzată împreună cu conductele de refulare aferente. Locuitorii din Podul Iloaiei vor beneficia de reabilitarea rețelei de apă pe o lungime de aproape 3 km și de extinderea acesteia cu peste 2,6 km. Valoarea contractului este de peste 46 milioane de lei fără TVA și are o durată de execuție de 22 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor.